încrederea voastră pe care așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să căpătați ce v-a fost făgăduit. Și luându-l pe Moise ca și exemplu, cred că avem de învățat de la el. Realitatea din jurul lui nu era cea promisă de Dumnezeu. Dar, la timpul potrivit, Dumnezeu a adus răsplata și binecuvântarea și peste el și peste poporul lui Dumnezeu. Dar avem nevoie și de una și de cealaltă. Și de încredere în el și de răbdare. Cântarea pe care dorim să o cântăm și să lăudăm pe Dumnezeu cu ea, vorbește despre încrederea. La refren vă rugăm să cântați împreună cu noi, pentru că e o cântare pe care o cunoașteți. Cine are cărțile 753. Mă-ncred în El, orice s-ar întâmpla, pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi, ce nescultată marcă răuzi. Mă-ncred în El, El știe soarta mea, pe stânca sus sau în adânc de voi, lovit de val, ajung la mar, ce resultată m-a răuzit. Mă-ncred în El, oriunde aș fi dus, chiar în cuptor de foc de aș fi pus, în suferinți sau bucurii, ce resultată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, El știe soarta mea, pe stâncă sus sau în adânc de voi, lovit de val, ajung la mar, ce nescultată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, chiar și când nu înțeleg, eu voia Lui întotdeauna merg. Doar așa, în slava sa, ce ascultată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, El știe soarta mea, pe stâncă sus sau în